Meciul disputat pe stadionul Viorel Mateianu a început practic de la scorul de 0-1 după ce sătmărenii au marcat în minutul 2. Muntean a profitat de o neînțelegere între portarul ormenișan și fundașul Lupu și a trimis mingea în poarta goală. Am început practic de la 1-0 pentru adversari. În mare parte vina mea la gol și mi-asum. Îmi cer scuze față de colegi de întreaga echipă. Ne-am remontat pe parcurs, am încercat să schimbăm soarta meciului. Băieții au dat dovadă de mare caracter și m-au ajutat să trec peste. Din păcate, până la final n-am reușit să ne adjudecăm victoria. După câteva minute lipsite de ocazii, FCM a reușit golul egalizator în minutul 16. Păcurar a centrat de pe partea dreaptă, iar mingea a ajuns la Balaure, care a înscris cu un șut din 6 metri. După două goluri marcate în debutul meciului, până la sfârșitul jocului, nu s-au mai înregistrat ocazii mari de gol. FCM și Olimpia au mai trimis câteva șuturi spre poartă, care nu au mai pus însă probleme celor doi portari. Astfel, partida s-a încheiat cu scorul de 1-1, rezultat care nu avantajează niciuna dintre echipe. Antrenorul principal al echipei Mărene consideră că rezultatul nu este unul echitabil. Nici vorba să fie un rezultat echitabil. Ați dat gol printr-o greșeală noastră. Practic ne-am bătut, am făcut egal singuri astăzi. N-ați ajuns de la poartă, mă refer la echipa de la Satu Mare. Am făcut un joc destul de bun, am dat gol, am avut 7-8 ocazii, dar ăsta este fotbalul. Dacă ne uităm că venim după 3 eșecuri consecutive, poți să spui că este și un rezultat. De cealaltă parte, antrenorul echipei sătmărene este mulțumit de punctul obținut. Până la urmă este un punct în față unei echipe care este peste noi în clasament, un punct în deplasare. Felicit băieții, felicit cei care au participat alături de noi și sper să continuăm drumul să adunăm puncte. Nesiguranța și nesincronizarea din teren s-a simțit în rândul jucătorilor băimăreni, care par a fi afectați în continuare de problemele financiare cu care se confruntă clubul. Problemele care sunt în interiorul echipei, noi le gestionăm în bucătăria noastră, dar cele care sunt în afara ei, sperăm să le gestioneze cei care se ocupă de lucrul ăsta și să avem liniște. Președintele clubului a confirmat că echipa are probleme, însă este convins că se vor găsi soluții pentru a ieși din acest impas. După această remiză, FCM Baia Mare acumulează 22 de puncte și rămâne pe poziția a treia clasamentului, la 3 puncte distanță de liderul UTA Bătrâna Doamnă. În etapa viitoare, ultima din turul campionatului, băimărenii vor evolua în deplasare la CSM Râmnicu Vâlcea. Partida va fi una cu o miză ridicată în condițiile în care cele două echipe au același număr de puncte în clasament. Meciul este programat miercuri, 11 noiembrie.